Da, început să vă povestesc în partea întâi despre numărul 25. Dar am uitat să scriu pe ușa. Peste ușa 25. Da? Toate ușile am văzut că sunt trecute, adică T1 însemnând Tio, etajul 1, numărul 25. Jos la parter a fost T0, 1 și așa mai departe. Iar la subteran a fost T-1. Da. Să continuăm. Aceasta este a doua parte din videoul care va conține două părți, aceasta fiind ultima parte cu montatul de flențe, balamale și montatul pe toc. 1, 2, 3, go! Unde este? Acolo este. Aici este cleanța, după cum ați putut să vedeți și în primul video, avem cleanță. La această ușă avem o rozetă, deci partea de jos se cheamă rozetă, mă gândesc, da? Rozetă oarbă. Adică blind rozetă, o rozetă oarbă. Această rozetă constă în așa ceva. Deci pur și simplu nu veți putea să închideți această ușă. În primul video am găurit. În al doilea umplem. Da? Sculele din primul video, desfacem pungele. Sunt din inox, da? Deci nu aluminiu, aluminiul este urât, inoxul este mai frumos decât aluminiul, dar este frumos și aluminiul, să zicem. Dar mai frumos este inoxul. Aici avem rozetele de la cleanță. Așa, iar aici avem șurubele. Avem și un nimbus aici pentru a prinde stânga de dreapta, dar nu îl folosim, da? Noi folosim deoarece, ok, când montezi una, două, e ok, când montezi 9-10, nu e mai ok. Nu mă atichinui cu ăsta, folosim acesta. Ruburile și ce se mai livrează, acest producător, nu toți producătorii livrează aceste producători, se numește Hermat, adică domnul Mat. Dar e Her cu un singur R, deci na. Se zice că se cheamă Hermat, nu domnul Mat. Acesta este un adaptor pentru 9 mm. Deci noi aici avem 8 mm, mă refer acest pătrat, da? Este de 8 mm. Adăugând, băgând această tablă pe el, da? Veți putea să-l folosiți la ușile care au acest pătrat de 9 mm. Deci uși de foc sau mai grele, mai tari, nu din astea așa de carbon. Astea sunt așa, mai low cost. Bun, să începem cu montatul. Cu ce începem? După, nu știu, știți, nu știți, vedeți aici, se vede o limbă în partea de jos. Această limbă trebuie tot timpul să fie în partea de jos, nu în partea de sus. Deoarece și această rozetă este ștanțată în partea de jos care o punem noi. O să arate foarte urât dacă veți avea această stanță în sus și acest plastic tot așa, în sus. Da? Deci ea într-un final va veni așa. Și nu cred că ați vrea să aveți așa ceva să vedeți tot timpul. Dar așa ceva ați vrea să vedeți tot timpul. Bun, să începem. Din ambele părți, prima dată, se ia acest bit mai lunguiet și se înfiletează cu lucrurile. Nu foarte, foarte tare încât să fie ca într-o menghină aceste două bucăți din plastic. Nu știu cum să le numesc, da? Deci înfiletat cât să nu aibă joc unul de altul, deoarece acest
Știi, vor ține pur și simplu clențele, după ce veți strânge șuruburile, se va întări și se va ține mai tare, se va ține și în acel pătrat care e în interior. Dar acum prindem stânga de dreapta, așa. Aici, cum v-am zis, de-aia folosesc un bit lung, deoarece pot să dau și în partea aceasta. Nu ați, na, de aici am filmat, dar vedeți, dacă dau în jos, pot să înfiletez fără să julesc cleanța. Acum a venit cu partea în jos. Vedeți, ea este pregătită pentru cilindru, pentru cheie, sau în cazul nostru acum, o rozetă oarbă. O, prea mult. Da, normal se lucrează cu surbenița la mână, nu pe autofiletantă. Sau și dacă se lucrează pe autofiletantă, nu se strânge, nu se apasă din cruna. Ia uitați aici cum arată cu rozeta oarbă. Da? Așa, și iar acum strângem în jos. Nu prea tare, nu prea încet, da? Așa, să punem deoparte sculele. Haide să vedem. Așa arată, uitați, partea de jos, ștanțarea, funcționează, la fel imbusul băgat în, înăuntru, ștanțat în partea de jos, da? Așa trebuie să arate o cleanță montată. Țineți minte, va veni la poziția 25. Acum urmează să montăm a doua jumătate a balamalilor. Și am să întorc cu să doresc un proiectaj. Normal n-ar trebui să meargă cu mâna, dar cine nu merge cu mâna, folosim altă șanta. Țineți minte din primul video, înșurubați până la această dungă. Nu înțeleg de ce ei nu fac de la început, dar probabil că timpul lor este mai scump decât timpul nostru. Băgați tija care este și înfiletați până ajungeți la această buză. Sau puteți cu un astfel de imbus, puțin mai mare dacă nu mă înșel. Da, era bun, nu mai mărișel. Mai mărișel. Mergeam un mai bine, să zicem așa. Bun. Le avem aliniate. Ușa se închide exact aici, da? Deci asta este partea care este în afara tocului, asta este partea care va fi în interiorul tocului. Aici nu este nicio tăjitură, este pur și simplu îndoit. Aici este, se vede pur și simplu marginea de la cum s-a îndoit balamaua. Deci asta va veni aici, în interiorul tocului, să nu se vadă urât. Da? Tot timpul nu băgați de jos în sus, deoarece dacă se va desface acest șurub, va pica. Nu, băgați de sus în jos. Ați văzut? Nu știu dacă ați indicat cum mai arată. Ia uitați, vedeți? Acum are o distanță. Da?
Aici are o tesitură, aici are o tesitură. Da? Deci, ridicați înăuntru, învârtiți, până ajunge tesitura în tesitură, iar aceasta nu se va mai mișca. După aceea de jos, băgați șurubul. Și gata. Foarte simplu. Bineînțeles, aici s-ar putea să mai umblați încă o dată, când agățăm ușa. Ați auzit? Perfect. Bun, această ușă este gata de montat. Ne vedem la punctul unde o vom monta, adică la T1.25. Da, înainte de a monta ușa trebuie să, sau blatul, trebuie să montăm guma, să ne clinim după aceea. Da? Așa. Bineînțeles, la 45 de grade, nu știu cum fac alții, eu tot timpul la 45 de grade, aproximativ. 1, 2, 3, let's go! Normal am un clește, sau am avut cel puțin, nu l-am mai găsit, deci nu-l mai am. Da? Montăm guma. Nu întindeți și băgați, nu, pur și simplu o apăsați, deoarece dacă voi o întindeți și o băgați, atunci se va scurta. În două zile o să vedeți cum se strânge înapoi guma și vor fi jos 2-3 cm. Pur și simplu apăsați pe ea. Aici intră mai ușor, la cel de foc este mai greu. Intră mai greu, normal trebuie udate, uleiate, dar ce să mai știu, intră mai greu. Așa. Avem partea de sus. Venim dincolo, nu, de aici așa, vă puteți uita la gumă, da? Venim așa, nu, dincolo încoace, aia înseamnă 45 așa. Tot timpul presați mai bine mai lung decât mai scurt. Da? O băgați în ochi și apăsați pe ea. Acum vine invers.
Câteodată trebuie să mai fi sucis așa, să apuce buza aceasta, să intre după buza aceasta. Ah, și apropo, aici vă dați seama dacă topul este din două bucăți, da? Se văd șuruburi. Dacă nu are șuruburi, înseamnă că este un top dintr-o bucată care se montează înainte de a se placa pereții. Acest top a fost montat după ce s-a lipit gresia. Este mult mai ok cu topul din două bucăți, deoarece poți să faci un lucru mai fin. La acel top dintr-o bucată, care se montează dinainte, mai sunt probleme cu cota zero, cu alea, deci după aia să nu fie nimeni vinovat, se montează din două bucăți după ce este totul gata, înainte de zugrav. Bun, acum am ajuns aici. Ce v-am povestit? Aici are un imbus, o gaură de imbus, trebuie să o căutăm, lovim, destrângem. Da? După aceea băgați cuțitul și apăsați pe plastic, ori sus, ori jos. În cazul meu am apăsat jos, mai apăs o dată sus și ar trebui să scot plasticul afară. Ia uitați, așa arată. Facem și sus la fel. Acesta a mers mai greu, gaurul a băgat mai multe buchea. Egal, acum venim cu blatul de ușă și pur și simplu îl introducem în gaur. Se mai poate întâmpla să dea aceste aripioare în chips cartonul din spatele topului, dar nu la aceste topuri. Se poate întâmpla la topurile dintr-o bucată, deoarece tu mergi cu placa tot timpul în spate. Aici era deja tăiat deschizătura înainte, da? Acum, de obicei, în 95% din cazuri, o lamelă de metru între toc și balama. 95% din cazuri. Da? Și strângem. Am scos. Aici trebuie să depărtăm. Băgăm metrul. Țineți cont, da? Acum, dacă ușa va lovi aici, va trebui să demontăm din nou balamalele, să strângem balamalele de pe ușă și să montăm înapoi. Dar iar așa, la acea buză despre care v-am spus, în 95% din cazuri, dacă topul este montat cum trebuie, nu vom avea probleme. Ia să vedem. Deci să vezi, să nu crezi, chiar perfect. Da, haideți să continuăm aici și să filmăm și de aici. Punem lumina aici jos și închidem ușa, stingem blițul. Ia uitați. Deci doar de dedesubt, 8 mm, care obligatoriu, da? Iar aici nu se vede nici o rază de lumină. Deci, cum trebuie să fie. Da? Să încercăm și de aici. Perfect. T125 este închisă. Nu are joc. Se închide prima.
avem rozetă oarbă sau blind rozete. Putem să punem jos T25, T1, deci T, ușa de la etajul 1, numărul 25, este montată. Perfect, nu avem ce să mai facem la ea. Acestea fiind spuse, acestea fiind arătate, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați, distribuire, abonare, clopoțelul, ca să nu ratați niciun video pe care am să-l postez. Am făcut acest video pentru neprofesioniști. Da, cu niște scule mai profesionale. Mă gândesc că dacă ai două uși de montat acasă, nu o să vă cumpărați acel șablon. Dar asta este, eu am acel șablon. Dacă nu aveți acel șablon, 100.000 primiți la fiecare cleanță cumpărată un șablon din hârtie care puteți să lipiți cu bandă stânga-dreapta și puteți să-l găuriți. Vă recomand aceste rozete rotunde cu șurub dintr-o parte în alta și nu acele rozete rotunde care se înfiletează un hol șurub în lemn. Deoarece când se va desprinde acest imbus, cu timpul, peste 50 ani se poate desprinde și veți trage tare, veți smulge din tocul de, din blatul de ușă, veți smulge cleanța. O să trebuiască după aceea să veniți cu lemne, cu întărituri, cu aracecuri, să lipiți, să întăriți, să mai băgați încă o dată acela. De aceea vă recomand din prima acest sistem de clențe. Unde am montat acum 15 ani clențe genul acesta, nu m-au chemat nimeni până ziua de azi că s-a desprins cleanța. Nu. M-au chemat că aici s-a desprins, dacă am montat cu toc de lemn. Au agățat oamenii aici, un cuier din la care se agață pe ușă și au pus 50 de kg de haine și s-a desprins tocul din spumă. Această chestie cu tocul din spumă este o altă temă, deoarece diferă de la privat la industrial, diferă și acest sistem de prindere. Bun, dar o altă temă, poate cândva am să vă arăt și pe aceasta. Până atunci vă mulțumesc că m-ați urmărit. Distribuire, abonare, clopoțelul și încă o dată nu îmi primesc bani de la nimeni să fac aceste videouri. Nici măcar de la YouTube nu am primit niciun leu. Deci să nu credeți că dacă vă uitați la videourile mele, wow, i-am băgat bani în buzunar. Nu, dimpotrivă, bine ar fi să îmi băgați bani în buzunar, dar nu îmi băgați. La camerele care le am și la investiție o să trebuiască mulți ani acum înainte să primesc bani de la YouTube, dacă am să primesc, ca să reamortizez costurile. Nu sunt vreun Dorian Popa, nu sunt vreun Shelly, nu sunt vreun Călin cu energia, sunt doar Eugen, Mr. Geneu, cu lichipsul și cu ușile de această dată. Da? Deci nu primesc bani de la nimeni ca să fac această chestie, fac din pură plăcere. Cu toate că pe Facebook voi știți mai multe ca mine, care voi v-ați apucat ieri de meserie și știți mai bine ca mine. În fine, o altă temă, o altă discuție. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe data viitoare mai bine.